Recent, la Deva a fost marcată Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești. La acțiunea organizată de Direcția pentru Agricultură Județeană și-au etalat produsele tradiționale un număr mare de fermieri hunedoreni. Cu această ocazie s-au lansat mai multe apeluri pentru încurajarea consumului de produse tradiționale autohtone, aspect care ar aduce doar beneficii. Printre cei care au făcut acest lucru s-au aflat fermierii hunedoreni care recomandă achiziționarea și consumul produselor tradiționale autohtone în detrimentul celor importate. Produsele obținute de la ovine, nu neapărat numai carnea, atât produsele pe bază de lapte, brânza telemea, brânza de burduf, cașu, din carne, cum am spus, tocana de oaie, vișli, pastrama, sloiu, sunt niște produse, dincolo de gustul specific foarte bun, sunt și niște produse sănătoase, naturale, pe care noi le recomandăm cu drag consumatorilor și asigurăm că sunt niște produse sănătoase și nu merită să cumpărăm toate prostiile aduse de afară când noi avem produse sănătoase în România. Nu neapărat numai la oaie, și celelalte specii și mai ales și produsele de la colegii din cultura mare, legumicultura, eu recomand cu căldură să consumăm produse românești. Că ne facem bine și nouă ca și persoane și ajutăm și sectoarele să se dezvolte. Demersului făcut de producătorii din județ s-au alăturat și specialiștii care diriguiesc activitatea din agricultura hunedoreană. Astăzi, poate mai mult ca niciodată, îndemnul consumați produse românești are scopul de a pune în valoare munca fermierului și, nu în ultimul rând, de a susține producția agricolă românească în contextul unui deficit de produse agroalimentare, un deficit în balanța comercială. Rămâneți alături de fermierii noștri, consumați produsele românești și celebrați-le munca și truda ori de câte ori mergeți la cumpărături și când vă așezați la masă. Închei cu un gând de recunoștință pentru munca lor, dorindu-le sănătate, putere de muncă și bucurii de pe urmă muncilor. Un apel pentru încurajarea consumului de produse tradiționale românești a fost făcut și de către reprezentanții autorităților publice județene, care au remarcat buna colaborare a instituțiilor din domeniul agricol în acest domeniu, dar nu numai. În gândul și în interesul nostru este să consumați în fiecare zi produse românești. De ce? Pentru că consumând și cumpărând și ducând acasă la familie, ne ajutăm economia românească, sprijinim fiecare fermier, încercăm să ne păstrăm tradițiile și încercăm să punem în valoare tot ceea ce ne-am fost noi obișnuiți ca și gust și ca și tradiție în casă. Mă bucur că astăzi sunteți într-un număr mare, astăzi prezenți la Direcția pentru Agricultură Județeană Hunedoara, în acest campus agricol unde este și APEA, și AFIRU, și fitosanitarul, și colegii de la reproducție. Iată că împreună putem să ducem plus valoare în fiecare zi produsului tradițional românesc. Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești este marcată în țară în prima parte a lunii octombrie, conform unei legi emise în anul 2017.